În partea a doua a emisiunii vorbim despre turism. Ce tip de turism putem să facem în această perioadă? S-au găsit variante, veți vedea exact despre ce este vorba. Și vorbim despre două zone, în special despre două zone tipice de turism de iarnă, despre două zone în care sunt foarte mulți turiști în această perioadă. Pentru că, de exemplu, începem cu Sinaia și vom continua cu Baiana Brașov. Sinaia cel puțin a ieșit din scenariul roșu. Primăria a anunțat vestea bună pe pagina de Facebook și a precizat că o parte din restricții vor fi ridicate. Chiar și așa, măsurile sanitare trebuie să fie respectate. Iată, aceasta este postarea. Trebuie să fie respectate igiena, păstrarea distanței, purtarea măștii român obligatorii. Restaurantele și barurile vor fi însă deschise la 30% din capacitate. Evenimentele în aer liber, precum spectacole și focuri de artificii, nu se vor putea desfășura în acest an. Nu la fel stă situația însă în Poiana Brașov, acolo unde cântăreața Lora a anunțat pe rețelele de socializare că va susține un concert la unul din hotelurile cunoscute din stațiune. Și vorbim despre cum arată turismul și cum s-a adaptat turismul cu domnul Ciprian Enea, care este în legătură directă cu noi prin Skype. Bun găsit! Da, bună ziua, bine v-am găsit! V-aș întreba în primul rând unde sunteți. Nu văd zăpadă, dar e o zonă foarte frumoasă. Da, nu mai este zăpadă, sunt în zona Bran Moiciu. Din păcate a nins până acum 3 zile, am avut zăpadă până acum 2 zile. Ne-am bucurat de câteva zile de zăpadă, așadar, în momentul de față nu mai avem zăpadă, dar celelalte atracții sunt la locul lor, funcționează. Zona este una superbă, avem cetăți, avem castele, avem multe tradiții. E o zonă în care preparatele culinare au un gust aparte. Întreaga țară a Bârsei atrage un număr mare de turiști în perioada Revelionului. Nu așa au stat lucrurile, din păcate, în perioada Crăciunului. Un grad mic de umplere, un grad mic de umplere pentru toată luna decembrie, dar iată că acum, după 29 decembrie, deja pensiunile sunt aproape pline. Ușor, ușor, din fericire, avem și un pachet cu un grad de umplere de 80% și acela este pachetul de Revelion. În ce sens? Adică, ce s-a putut face? De exemplu, la pensiuni, au fost grupuri mari care au închiriat câte o pensiune, zicem o familie, da? Oamenii se cunosc, sunt sigur unii de ceilalți, au închiriat o pensiune și și-au cumpărat mâncare, ei se gospodăresc. Ăsta să fie sistemul sau s-au adaptat inclusiv pensiunile și le-au oferit ceva? Da, sunt două tipuri de sejur. Pe de-o parte am avut acele structuri de cazare mici cu puține camere, structuri de cazare care au închiriat fie casele de vacanță, cabanele sau, mă rog, mini-pensiunile le-au închiriat cu totul și turiștii s-au autogospodărit. Fie vorbim despre pensiunile clasice și hotelurile cu număr mic de camere care, bineînțeles că respectând normele sanitare, au reușit să ofere în limitele permise mesele de Crăciun, așa cum sperăm că se va întâmpla și cu mesele de Revelion. Sunt limitări, într-adevăr, restaurantele funcționează la o capacitate mult redusă față de anul trecut. Știm cu toții de limita aceea cu ora 23. Sperăm să fac demersuri pentru ca, măcar în seara de Revelion, să putem împinge limita până la ora 1 noaptea, să putem trece împreună noaptea dintre ani, dar, în general, atât turiștii cât și operatorii în turism își doresc să respecte aceste reguli și să se bucure de sărbători atât cât se poate face acest lucru în clipa de față. Cum sunt prețurile, domnule Nea? Prețurile sunt ceva mai mari dacă vorbim despre Revelion decât în 2019. Să nu uităm că de fiecare dată când luăm pe ultima 100 de metri un pachet, prețul va fi mai mare. Acel last minute clasic pe care îl știam în urmă cu 10-15 ani a cam dispărut, din păcate. Cu cât luăm vacanța din timp, cu atât vom avea un preț mai bun. În această perioadă, turiștii se tem să dea avansuri, se tem să achite banii cu luni de zile înainte și din acest motiv, pe ultima 100 de metri, evident că cererea este foarte mare și toate prețurile cresc. Un fenomen asemănător se întâmplă și cu vacanțele de vară, cu vacanțele tip early booking. Dacă o vacanță achiziționată cu 6-8-10 luni înainte are
un preț. În momentul în care am achiziționat un plin sezon în această vară, am văzut cu toții că am plătit poate de două ori, de două și jumătate mai mult în lunile iunie, iulie și august pe aceeași vacanță pe care în perioada septembrie, octombrie, noiembrie anului trecut o cumpăram la jumătate de preț. Probabil că așa vor sta lucrurile și cu vacanțele de vară. Este o cerere foarte scăzută pentru vacanțele de vară în clipa de față. Undeva la 90% este acest procent negativ, dacă vreți, al vacanțelor de vară early booking vândute anul acesta comparativ cu cele de anul trecut, dar asta înseamnă că la un moment dat e posibil să avem prețuri ceva mai mari pentru vacanțele de vară de anul viitor. Cam așa s-au întâmplat lucrurile și cu vacanțele de anul acesta de Revelion. E interesant ce spuneți și chiar aș vrea să vorbim puțin și despre cum se prefigurează 2021, pentru că lunile ianuarie și februarie erau niște luni în care, într-adevăr, românii începuseră să se obișnuiască să-și ia vacanțe de vară, early booking, sau variante, oricum, începeau să-și facă niște planuri, planuri care, iată, în 2020 au picat pentru că nu s-a mai putut merge în foarte multe din aceste destinații. Aș vrea să vorbim însă și despre o tendință pe care am observat-o în România față de Italia. În România s-a practicat foarte mult în acest an turismul intern. Deci foarte mulți români au fost la mare, în delta. Au zis, doamne, dacă tot nu putem să mergem nicăieri, hai să ne bucurăm de ce avem aici. Prețurile nu au fost mici. S-a cheltuit mult, s-au bucurat oamenii de o vacanță cât de cât, mă rog, nu e Grecia. Și încărcarea respectivă după 3 luni de stat în casă, în momentul în care a scăpat lumea, s-a dus. La noi a fost și un turism extern totuși, pentru că foarte mulți am auzit ducându-se în Turcia. S-au dus în Turcia mai spre finalul sezonului. Când s-au dat seama că nu o să stea în carantină, că nu o să stea 2 săptămâni în izolare, că acolo e ok. Au fost chiar bunii care s-au dus la Dubai, au fost destinații de-astea în care nu erau restricții, trăind din turism, turcii și-au asumat riscul și de-abia acum au băgat niște restricții până după Revelion împotriva pandemiei. Într-adevăr, la noi a fost turismul intern în floare, pentru că ne mai plecând lumea în Spania, în Franța, în Italia, a trebuit să ducă undeva și poate mare parte din platoul ăsta înalt pe care ne aflăm acum îl datorăm faptului că operatorii din turism, operatorii din Horeca, după ce au stat închiși și au zis, Doamne, ce facem, că e rău, nu au implementat măsurile așa cum trebuiau ele implementate. Adică vedeam... Nu generalizăm, au fost și unii care și-au făcut treaba. Au fost unii care și-au făcut treaba, dar știți cum e, lucrurile bune nu se dau la știri și știrile care ne rămân în minte erau cu toate claiele alea peste grămadă în diverse cluburi și o viață ca înainte, care a dus la creșterea numărului de cazuri, care în momentul ăsta asta ne face... dacă te duceai în anumite locuri, e adevărat. Da, pe de altă parte, mă uitam la Sinaia acum cu 2,4% rata de infectare. La fel s-a întâmplat și la Craiova. Au deschis restaurantele azi că era 2,8% și le-au închis a doua zi că erau 3,5%. Deci da, de asta spun fluctează. Trebuie destul de mare atenție autorităților să nu pună în dificultate industria Horeca mai mult decât este momentul de față. Că omul își caută să-și adune armata de chelneri, de barmani, dă drumul pentru o zi la restaurant, încălzește locația și după aia vede că de fapt trebuie să plece acasă. Trebuie foarte mare atenție pe zona asta și eu nu înțeleg, în primul rând, de ce nu s-a făcut, știu eu, o reducere a capacității mai mare, o obligativitate de ventilare, o ceva anume, în așa fel încât să poată funcționa, că în momentul de față știm cum e situația cu terasele care sunt singure locuri în care poți să te duci și toată povestea, unii au terasă, alții n-au terasă, unii iglurile, au încălzitoare. Da, adică trebuie studiat un pic mai serios și să nu cădem în patima aia noastră de a reglementa foarte mult și de a nu mai respecta după aia reglementările, că sunt prea complicate. E adevărat. Vedem însă și vom discuta și cu domnul Lenea despre modul în care și-au adaptat hotelurile activitatea la regulile noi. Festivitatea de anul acesta de Revelion va începe mai devreme, la ora 17, se va încheia la ora
23, așa anunță echipa unui hotel celebru din Poiana Brașov. Show-ul special de lumini, lasere și artificii vor crea o atmosferă cu totul și cu totul special, așa anunță ei pe Facebook. Celebrarea anului nou este un prilej de bucurie. Clienții noștri vor continua în siguranță, respectând legislația aflată în vigoare, sărbătorirea nopții de Revelion în camerele lor, acompaniați de room service pe toată durata serii. Aceasta, cum vă spuneam, este soluția de avarie. Domnule Enea, au ales-o toți, toate hotelurile, adică stai la petrecere până la 11 noaptea, după care te duci în cameră și, aia e, te distrezi acolo, nu știu, încerci să-ți găsești niște prieteni. Cam asta ar fi soluția. E bizar puțin, dar au făcut toți așa? Da, din păcate este bizar, dar este important să încercăm să respectăm cât mai mult aceste norme. Până la urmă, după cum vedem în jurul României, de fapt la nivelul Uniunii Europene, foarte multe unități de cazare sunt închise, foarte multe restaurante sunt închise, multe dintre țări au luat decizia să nu organizeze deloc astfel de evenimente. Din fericire, în România avem această portiță cu respectarea regulilor și important este să ne bucurăm de ea. Până la urmă, aveam de ales între două rele, pentru industria Horeca și pentru turiștii care își doreau să petreacă o vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă, această variantă de a începe cina de Revelion mult mai repede și de a pune punct petrecerea la ora 23 este un compromis, dar un compromis acceptabil, un compromis decent atât pentru turiști cât și pentru operatorii în turism. Din ceea ce am înțeles, se mai fac încă demersuri, se încearcă prelungirea petrecerii până la ora 1 noapte. Rămâne de văzut dacă astăzi sau mâine reușim să obținem acest lucru. Dacă nu, vom face așa cum se va stabili pentru a limita până la urmă răspândirea coronavirusului și a intra cât mai repede într-un tip de normalitate. Cei mai mulți dintre operatori și cei mai mulți dintre turiști își doresc acest lucru și cu cât vom reuși să stabilim mai repede numărul cazurilor, de fapt să scădem numărul cazurilor de coronavirus, cu atât și această zonă a segmentului turistic va intra într-un tip de normalitate mai repede. Și aș vrea să mai vorbim puțin despre ce s-a întâmplat și în alte țări, pentru că privind la alții ne dăm seama care sunt adevăratele proporții ale dezastrului. De exemplu, în Italia a fost o scădere la numărul de turiști străini de aproape 70%. Știm că în Italia, în anumite zone, oriunde, oricând, pe tot parcursul anului erau turiști foarte mulți. Dacă merge la Roma, de exemplu, sau la Florența, turismul intern nu s-a dezvoltat, așa cum s-a întâmplat în România, de exemplu. Sectorul italian al turismului este într-un șoc profund, conform datelor ISTAT citate de G4 Media. Cele mai afectate regiuni sunt cele de pe coasta Mării Mediterane, care au înregistrat în aprilie un declin de 96% al numărului turiștilor străini, comparativ cu 2019. Știm că Italia a fost una dintre cele mai afectate țări. Credeți că anul acesta, poate și cu impulsul dat de campania de vaccinare, care a început în aproape toată lumea în același timp, am putea totuși să vedem o dezmorțire a turismului în aceste țări? Să putem să ne facem și ceva planuri, domnule Enea? Da, se leagă foarte multe speranțe de această campanie de vaccinare, nu doar la nivel internațional, cât și în rândul operatorilor și în rândul turiștilor autohtoni. Evident că dacă am reușit un anumit tip de imunizare colectivă cu ajutorul acestui vaccin, nu vom mai avea atât de multe cazuri de coronavirus și încetul cu încetul poate că am putea începe să reoperăm așa cum am făcut-o în anii anteriori. Se vorbește foarte mult despre acel pașaport prin care să demonstrăm că suntem vaccinați, pașaport care ne-ar putea permite să intrăm în anumite destinații fără carantină, fără test COVID, să urcăm în anumite curse aeriene. Sunt deja companii de croazieră care au anunțat că nu vor mai accepta decât turiști care au un astfel de pașaport. Important este să avem o opțiune pentru a intra în normalitate. Dacă ne vaccinăm sau nu ține de ceea ce consideră fiecare, dar dacă vom dori să apelăm un serviciu sau altul, fie el turistic sau de o altă natură, serviciu care impune acest vaccin, cu siguranță cei care își doresc să călătorească vor apela la vaccin și vor obține un astfel de pașaport. Și încă o întrebare, domnule Enea, e
o idee bună să încercăm să ne rezervăm niște vacanțe pentru vara lui 2021, pentru august, septembrie, să zicem, să facem un early booking din ianuarie-februarie? Le-ați recomandat românilor să facă asta? Așa cum estimăm noi lucrurile în clipa de față, sperăm ca undeva la sfârșitul lunii martie, prima parte a lunii aprilie, lucrurile să intre într-o normalitate cât de cât acceptabilă cu ajutorul acestui vaccin, ceea ce înseamnă că în vara lui 2021 ar trebui ca vacanțele noastre să se desfășoare conform planurilor. Evident că e foarte greu de făcut o prognoză și de venit cu garanții în acest sens, dar operatorii sunt optimiști, turiștii sperăm să fie din ce în ce mai optimiști și să reușim să oferim din nou vacanțe în regim early booking la un preț foarte bun, să venim cu un tip de sprijin prin care turistul își poate cumpăra, vacanța în rate, creditându-se de la agenția de turism, își poate alege din timp perioada de concediu, hotelul pe care și-l dorește, orarul de zbor pe care și-l dorește, pentru că este foarte dificil să pleci în vacanță pe ultima sută de metri. Prețurile sunt mari, ai toate șansele să nu mai găsești locuri la hotelul pe care ți-l dorești și să fii nevoit să apelezi la un alt hotel. S-ar putea să nu poți să-ți iei concediu exact în perioada în care vrei, dacă îți depui o cerere cu 4-5 zile înainte. S-ar putea să nu ai toți banii să-i achiți într-o singură tranșă cu câteva zile înainte de a merge în vacanță. Așadar, early booking-ul era o variantă mult, mult mai bună din toate punctele de vedere. Dacă și gradul de imunizare va fi suficient de bun și vom avea semnale pozitive și în acest sens, nu văd de ce nu ne-am reîntoarce rapid la acest mod de a ne achiziționa vacanțele. Foarte avantajos pentru toată lumea. Așa să fie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Enea, și un an 2021 mai bun decât 2020. Asta ne dorim cu toții. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. La mulți ani. Și dacă e să vorbim despre românii, românii cred că abia așteaptă, chiar și cu un test, Grecia ne așteaptă, nu-i așa, începând de prin iunie, da, iulie. Clar, problema e însă de predictibilitate, că multe companii aeriene, după ce au tot anulat, au trebuit să plătească despăgubiri, nu mai pot să rezerv curse peste 6 luni, peste 8 luni, da, nu mai apare, da, în sistem. Mergem cu mașina în Grecia. Pentru că da, tot au fost probleme. Să vedem ce va fi foarte greu de estimat, pentru că, așa cum spunea doctorul, care e cel mai avizat în domeniul noi, varianta ideală ar fi să, în decurs de 6 luni, 60% în populație ori să facă boala, ori să se vaccineze. Și e foarte greu de atins această cifră, pentru că atunci, și nu numai la noi, ca să scăpăm o dată de toată nebunia, ar trebui peste tot să se întâmple fenomenul ăsta, iar unde nu se întâmplă, să se închide enclava respectivă. Cam aici nu poți să le obligi pe oameni, oricum. Pe oameni nu poți să-i obligi. Dacă tu, România și în Uniunea Europeană, ajungi la 60%, deci ești pe care să scapi de pandemie, e normal ca dacă unul într-o țară a decis să nu se vaccineze de tot, să-l lași acolo, el în țară, să rezolve el prin metode proprii, pentru că e un risc pentru ceilalți. Îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Mihai Belu, că ai fost alături de noi. Tu ai trecut oricum prin această boală, ești imunizat. Ți urez un an nou mai bun decât 2020. Mulțumesc, ceea ce asemenea. Ne dorim cu toții. Mulțumesc foarte mult, Mihai Belu. Ne revedem în 2021. Noi revenim în câteva momente, vorbim despre cum va fi sfârșitul de anul, în ce temperaturi ne aduce. Așadar, revenim. Zăpadă va fi doar la munte, în rest avem vreme de primăvară cu 10-14 grade în aceste zile. Tendința generală este însă una de încălzire. Vedem deja acest lucru de ani buni. În anul 2020 am avut din nou temperaturi foarte ridicate. Spun specialiștii că a fost unul dintre cei mai calzi din istorie și vorbim despre 2020 cu doamna Roxana Bojariu, climatolog în cadrul ANM. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! A fost așadar un an atipic și din acest punct de vedere, dar continuând cumva linia pe care am observat-o, cea de încălzire globală, pe care nu prea avem cum să o stopăm. Din păcate, da, continuă această cursă a încălzirii globale și 2020 a fost un an excepțional, pentru că am putea avea un an 2020 cel mai călduros, aproape de 2016, poate să-l și întreacă, vom vedea când vom face bilanțul, dar acest lucru pe fondul declanșării fenomenului La Niña în Pacific, care înseamnă temperaturi mai scăzute decât în mod normal pe zone
zone mari din Pacificul tropical. De obicei, La Niña înseamnă o reducere a temperaturii medii globale și recorduri de căldură la nivel global în acești ani au fost mai rare aceste recorduri. Ori totul a fost plin de extreme. A început cu acele incendii din Australia, a continuat evident cu valuri de căldură în Siberia. Am avut 39 de grade Celsius dincolo de cercul polar la începutul verii. Am avut incendii în California, incendii în alte state din America de Nord, incendii în Siberia, inundații mari în China și cel mai activ sezon al uraganelor în Atlantic. Am avut 30 de furtuni tropicale cu nume, asta însemnând că furtunile tropicale au fost mai intense și a trebuit să fie urmărite. Și, pe de altă parte, am avut 13 uragane, dintre care 6 au fost de intensitate mare. În Europa am avut, de asemenea, secetă, am avut secetă în România, dar cu extreme, iarăși. Dacă aprilie a fost cel mai secetos aprilie din toate înregistrările în România, iunie a fost al 5-lea iunie cel mai ploios din aceste înregistrări. Și am avut, evident, temperaturi peste normă în toate lunile, cu excepția lunii mai, mai mari în februarie, dar și în decembrie probabil vom încheia cu o medie lunară foarte ridicată, care va plasa decembrie anul acesta printre cei mai călduroși. Vom vedea pe ce poziție. Dar din câte am văzut, temperaturile pentru sfârșitul anului, pentru zilele libere, cea de Revelion și zilele imediat următoare, sunt cu temperaturi foarte ridicate. Ei zice că e primăvară. Da, da, continuă recordurile acestea și avem temperaturi ridicate. În general, avem temperaturi mai ridicate în ultimele ierni, dar trebuie să fim atenți pentru că pe durate scurte se pot produce totuși episoade de iarnă severă, chiar dacă ele nu vor da caracteristica întregii ierni, totuși pentru câteva zile sau în orice caz pe intervale mai scurte decât cele lunare, de exemplu, am putea avea și fenomene severe de iarnă cu viscole, cu urmate apoi de temperaturi scăzute, după cum știm. Deci trebuie să fim întotdeauna pregătiți și pentru astfel de fenomene extreme care apar și or să apară chiar până la sfârșitul secolului, chiar pe fondul încălzirii globale, dar ele evident că nu vor fi atât de extinse în timp încât să dea caracteristica iernii, vor fi cu o frecvență mai rară, dar nu or să dispară. Așa că trebuie să fim atenți inclusiv la fenomenele extreme de tip episoade de viscole care încă ne pot da de furcă. Deci este posibil să fie din ianuarie-februarie o iarnă adevărată, să avem într-adevăr acele episoade de viscol sau vom avea un 2021 cam, iarna lui 2021 va fi ca iarna lui 2020, adică fără precipitații, uscată, cu temperaturi ridicate? La precipitații e mai greu de spus. Așa cum arată acum informațiile, caracteristica întregii ierni, ca medie pe toată iarna, pe cele 3 luni de iarnă, se pare că există probabilitate mai mare pentru temperaturi mai ridicate ușor decât în mod obișnuit, adică față de intervalul de referință 1981-2010. Dar atenție mare, e vorba de o medie pe 3 luni, ori ce se întâmplă la intervale mai scurte de timp nu poate fi prognozat, dar statistic vorbind, o iarnă normală în zona României cuprinde și
câteva episoade de viscol, de exemplu, în zona sud-estului. Așa că nu e vorba neapărat de întreaga lună ianuarie și întreaga lună februarie cu episoade de iarnă, ci e vorba de intervale scurte de timp în care am putea avea astfel de episoade. Da, aș vrea să vorbim puțin și despre 2021, dacă va fi într-adevăr cel mai cald an din istorie, așa cum s-a spus. Au apărut deja aceste informații, le lămurim însă în câteva momente cu doamna Bojari. A apărut deja informații cum că 2021 va fi un an atipic din punctul de vedere al temperaturilor, în ceea ce privește temperaturile pe care le vom înregistra. Dar nu știu cât de reală este această informație, așa că doar specialiștii pot să ne spună dacă se pot face totuși previziuni pe un termen atât de lung. Cum arată lucrurile, doamna Bojariu? Se pot face estimări și la nivel global, pentru că la nivel global semnalele ajung să devină mai robuste și atunci evident că variabilitatea locală dată de diversitatea factorilor locali precum relieful, apropierea de corpuri de apă, tipul de acoperire a solului, toate aceste lucruri la nivel global deja își pierd din influență și avem un semnal care poate fi estimat pe baza, în primul rând, a tendinței crescătoare a temperaturii observată până acum, pe de-o parte, iar pe de altă parte, pe baza acelor fenomene naturale care se suprapun peste această tendință și, evident, rezultatul este unul cumulat. Ce tip de fenomene naturale? Ați văzut El Niño, de exemplu, El Niño, La Niña, cele două faze pozitive și negative din Pacificul tropical. Pot fi, de asemenea, și informații legate de felul în care ne aflăm pe ciclul de poziția pe care o avem pe ciclul de 11 ani pe care soarele îl parcurge. Sunt și tipuri de semnale date de temperaturile apelor la suprafața oceanelor. Și toate acestea acumulate intră în estimări și poți să spui cu o marjă evident de eroare cam pe unde s-ar putea situa anul ce vine. Da, astfel de estimări clar ne sugerează noua normalitate, deci nu neapărat o excepționalitate a anului care vine, ci din păcate noua normalitate în care vedem cum cad recorduri după recorduri din punct de vedere al temperaturii, mai ales a temperaturii medianuale, acolo unde semnalul este sinteza a ceea ce se întâmplă pe întreg globul terestru și atunci evident că este mai ușor de estimat. Deci avem șanse și pentru anul 2021 de a avea iarăși record, an record. Din păcate, în spatele acestor recorduri la nivel global se ascund, sau nu se ascund, dar sunt asociate fenomenele extreme, cum sunt precipitații foarte intense care pot da inundații, uragane mai intense și ele, cu efecte distructive evidente și alte fenomene, valuri de căldură, secete, toate aceste lucruri vin până la urmă ca o consecință logică a noului tip de climă în care începem să trăim. Deci am putea să ne bazăm deja pe un tipar în care iernile sunt lipsite de precipitații, nu mai avem zăpezile pe care le aveam acum 10 ani, de exemplu, și să avem o vară care se prelungește undeva până prin octombrie. Nu neapărat ierni lipsite de precipitații, dar precipitațiile vor fi în mai mare măsură lichide, nu solide, adică, din păcate, zăpada ne va lipsi din ce în ce mai mult, mai ales la altitudini joase. Zăpada va tinde să rămână mai ales la altitudini înalte, la munte,
dar acest lucru, din păcate, are și un efect nu doar acela legat de sporturile de iarnă, ci și pentru agricultură. În ceea ce privește anotimpurile, da, din păcate, sau nu știu, poate găsim modalități să schimbăm această provocare într-o oportunitate, deci nu neapărat din păcate, dar verile se vor prelungi în toamnă. Se prelungesc deja în toamnă, ați văzut că luna septembrie devine o lună de vară. Am avut și în septembrie anul acesta valuri de căldură la începutul lunii în România. Am avut temperaturi de 39 de grade chiar pe 1 septembrie și apoi câteva zile temperaturi foarte ridicate. Și primăverile, statistic vorbind, vor avea tendința să se declanșeze mai repede. Subliniez statistic vorbind pentru că vorbim aici și de variabilitate naturală care se suprapune peste semnalul încălzirii globale și niciun an nu este identic cu cel precedent, deci nu vom avea o încălzire uniformă în spațiu și în timp, ci vom avea fluctuații, dar fluctuații situate pe o curbă ascendentă a temperaturilor. Așadar, chiar și dacă vom avea episoade de iarnă din ianuarie, acestea nu vor dura așa de mult cum era pe vremuri. Da, acestea sunt estimările. Ele vor fi limitate în timp, însă nu trebuie neglijate pentru că impactul asupra comunităților locale poate fi foarte mare. De aceea sunt importante actualizările și urmărirea informațiilor meteorologice cu anticipație mai mică, cele care pot să dea, practic, localizarea mai bună a fenomenelor extreme și chiar și intensitatea lor într-o oarecare măsură. E foarte important să fim informați și un om informat e pe jumătate pregătit. Da, noi așa sperăm, măcar puțină zăpadă să avem, avem șanse în zonele, în orașe la, cel la puțin. La munte avem zăpadă, da. La munte vom avea clar în continuare zăpadă la altitudini înalte în orice caz. Sunt șanse să avem și ninsori la altitudini mai joase. Nu sunt excluse, dar, din păcate, tendința statistică e ca stratul de zăpadă să fie din ce în ce mai puțin extins și mai puțin frecvent ca durată. Deci, va trebui cumva să găsim o modalitate de a, de a ne adapta. Practica și alte... Da, da. De a găsi, mă rog, motive de optimism în orice ni se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, că ați fost alături de noi și vă doresc un 2021 mult mai bun decât 2020. Asta le doresc tuturor celor care ne urmăresc. Punem punct aici așadar acestei discuții. De la ora 16 ne revedem. Va fi alături de noi aici în platoul B1 TV. Minerva ne va spune cum se prezintă 2021 și din punct de vedere astrologic facem o analiză anului care vine. Rămâneți așadar pe B1 TV. Sunt știri de la Fix cu Ștefan Pășcuță. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la 16.